Alcoolul la volan face din nou victime pe drumurile din Gorj. Ieri, un bărbat de 49 de ani din Târgu Jiu a provocat un accident rutier din care a rezultat rănirea a 3 persoane. Evenimentul s-a produs pe strada Ana Ipătescu din municipiu, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje pentru descarcerare, dar și 3 ambulanțe. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că în timp ce șoferul se deplasa în direcția București, pe fondul consumului de alcool, într-o curbă la dreapta a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar de o femeie de 49 de ani. În urma impactului, șoferița și alți 2 pasageri aflați în primul autoturism au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul șoferului a rezultat o concentrație de 1,31 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul are acum dosar penal atât pentru vătămare corporală din culpă, cât și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Tot în weekend, un biciclist a ajuns la spital după ce s-a autoaccidentat. Un tânăr din Țiclenii a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat că cel în cauză s-a dezechilibrat și a căzut în șanț. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un bărbat de 43 de ani din localitate, care se deplasa pe bicicletă cu o alcoolemie de 1,04 la mie, iar în urma căzăturii a suferit leziuni la umărul drept și a fost transportat la spital. La data de 3 iulie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Țicleni au fost sesizați prin apelul 112 de un tânăr din localitate cu privire la faptul că o persoană de sex masculin, în timp ce conducea o bicicletă pe drumul județean 675 Țicleni, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă suferind leziuni. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că în timp ce un bărbat de 43 de ani din orașul Țicleni conducea o bicicletă din direcția Târgu Cărbunești către Peșteana Jiu, s-a dezechilibrat și a căzut în șanțul de colectare a apelor pluviale, aflat pe partea dreaptă a direcției de deplasare, suferind leziuni la nivelul umărului drept. Băuți la volan au fost depistați alți 2 șoferi, însă din fericire aceștia au ajuns la spital doar pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. Unul dintre ei are 31 de ani și este din comuna Scoarța. Pe drum către casă a fost tras pe dreapta de oamenii legii, iar în urma testării a rezultat o concentrație de 0,60 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Celălalt este un tânăr de numai 19 ani, care are acum dosar penal pentru 2 infracțiuni. După ce a fost oprit de polițiști, șoferul nu a putut prezenta permisul de conducere, pentru că nu deținea unul, iar în urma testării a reieșit o alcoolemie de 0,44 mg per litru. La data de 2 iulie anul curent, polițiști din cadrul biroului rutier Poliția Târgu Jiu au depistat un bărbat de 31 de ani din comuna Scoarța, care conducea un autoturism pe strada Calea București din localitate, având o concentrație de 0,60 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, la data de 4 iulie anul curent, polițiști din cadrul biroului Ordine Publică Poliția Târgu Jiu au depistat în trafic un alt tânăr de 19 ani din comuna Bărbătești, în timp ce se deplasa pe strada Termocentralei din Târgu Jiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, având o concentrație de 0,44 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cei 2 au fost conduși la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Toți cei băuți au acum dosar penal atât pentru conducere sub influența alcoolului, cât și pentru celelalte infracțiuni săvârșite după caz.